Salutare tuturor! Azi vreau să fac un unboxing la un crește de pomnituri și după se facem și o probă. Și să începem să îl desfacem. Vreau să încerc și acest crește, că mai am de lucru cu el și m-am gândit că ar fi bun până în gospodărie să mă ajute la unele lucrări. Și am zis să fie aici la numărul de spule. Mamă, dar are pe el plasticul gros. Trebuie să-l mai tai, că nu vrea să iasă. Cam așa arată unealta. Aici văd că are o cheiță. Să schimbăm capurile astea pentru dimensiunea pomniturilor. Aici așa am mai luat o prima serie, așa am luat un pachetel de pomnituri de astea. Și aici am adus o plăgbandă găurită. Și să... Bine, o să-i mai mare un pic gaură, dar asta am găsit-o acum. O să-i văd care se potrivește aici pe... Nu trebuie să-i schimb. Să-i schimb capul. Asta e prea mare. Înseamnă că trebuie să-i pun capul ăsta. Eu să... Și le schimbăm. Să facem un pic de probă. Să vedem dacă... S-a meritat achiziția sau nu. Și are o cu un arc, l-a împins un pic. Vă spun sincer, n-am mai folosit chiar de câțiva ani. Cleaște de asta cu... altă treabă. Acum luăm aici, îl introducem într-o gaură. Și îi dăm așa, îi facem un pic de probă. Stai că aici nu știu poate să-l pun un pic sus. Trebuie de două ori apăsat pe el. Uitați aici, a făcut faină floarea sau cum îi zice. Focalizează. Așa. Hai să mai scoatem unul, să îi mai dăm încă unul. Dacă îi dau pe asta parte acum. Asta trebuie scos de aici, nu? Sau trebuie împins? Nu știu, să vedem. Scoace prin spate? Ah, cred că îl scoace pe aici, pe... prin spate. V-am zis că nu l-am mai... N-am mai putut lăsa chiar de mult. Ia, filmezi cum face floarea. Văd că două ori îl rupe. Momentan chiar mi se pare că și-ar face treaba bine. Acum să vedem cum l-a rupt. O să nu știu cum îl scoace în afară sau... Îl
împingem să iasă pe șepa în spate. O să ne învățăm noi și o să lucrăm cu el. Așa, ăsta să-l luăm, să-l punem la loc. Și o să rămână ăsta acum pe pistol. Sau cum îi zice, pe cleașce. Și vreau și să închei clipul. Cam atâta cu demonstrația pe astăzi. Meșterul Dănuț vă salută. Și Doamne ajută la alte clipuri. Să ne vedem cu bine.